Meditație pentru creșterea stimei de sine prin activarea soarelui interior. Meditația pe care vreau să o propun astăzi este o meditație care ne ajută să avem mai multă încredere în forțele proprii și să ne apreciem adevărata valoare. Așadar, am să vă rog pentru următoarele minute să vă așezați într-o poziție cât mai confortabilă, șezând sau întins pe o canapea, pat sau fotoliu. Închide ochii și lasă-te ghida de vocea mea. Încearcă să-ți calmezi respirația cât mai mult. Concentrează-ți atenția asupra ei, urmărindu-i ritmul. Permite relaxării să te cuprindă ușor, ușor. Deschide-te. Nu opune rezistență. Și inspiră cât mai profund. Iar când expiri, relaxează-ți conștient tot corpul. Dacă simți o anumită parte a corpului tensionată, inspira adânc și odată cu expirația, relaxează și acea zonă. Simte-te cât mai bine, cât mai confortabil în spațiul tău. Și cu fiecare expirație simți cum tensiunea și stresul îți părăsesc corpul tău. Le elimini din ființa ta cu fiecare val de aer expirat pe nas. O senzație plăcută de greutate și căldură îți cuprinde fiecare grupă de mușchi în parte. Tot corpul tău este relaxat și liniștit. Trăiești o stare plăcută de calm, de stindere și pace interioară. Și inspiră din nou adânc, iar când expiri, relaxează-ți mintea, lasă gândurile să zboare și alungă orice gând nou care îți invadează mintea. Nu te agăța de el. Lasă-l să zboare și concentrează-te doar pe respirație. Cufundă-te în propria ființă până ajungi în cel mai ascuns și cel mai liniștit punct. Apoi, relaxează-te în acest loc tihnit din ființa ta. Te afli în inima ta. Vizualizați cum din tălpile voastre cresc rădăcini care se duc adânc spre pământ. Ne relaxăm întregul corp și permitem sevei pământului să urce prin rădăcini, să intre prin tălpi în corpul nostru și să urce încet spre glezne, apoi spre genunchi, spre bazin, în abdomenul nostru, spre piept, se extinde spre brațe, în gât și apoi să iasă prin creștetul capului. Simțim o energie răcoroasă care ne deblochează, ne curăță și ne purifică întregul corp. Vizualizăm cum prin creștetul capului intră un tor de lumină care ne străbate tot corpul de la cap spre tălpi. Este o energie caldă, plăcută, care ne scaldă și ne curăță energetic de toate rezidurile mentale, emoționale. Permitem acestor energii să ne străbată corpul de la picioare spre cap și de la cap spre picioare și devenim un canal deschis permanent pentru libera circulație a energiei. O senzație de plutire și de extaz ne cuprinde tot corpul în totalitate. Iar acum vă imaginați cum vă îmbrăcați într-o mante superbă, cusută cu fire de aur și argint, bătută cu nestemate. Este o mante primită de la cineva drag, ca semn de prietenie și de apreciere. Vă înfășurați în ea și vă admirați într-o oglindă mare. Cercetați îndelung imaginea voastră și veșmântul în care sunteți îmbrăcați. Vă simțiți regele, regina universului, îmbrăcați astfel. Aici și acum, trăiți din plin această senzație, vă identificați cu ea. Sunteți regele, regina universului. Și continuați să vă admirați în oglinda mare și tu te simți binecuvântat și încurajat de Sfântul Duh din tine și mental îți pui așa admirându-te. Eu merit să trăiesc din plin
și să am tot ce este mai bun. Eu sunt propriul meu stăpân și nu mă afectează părerile și atitudinile negative ale altora. Deci alții nu mă pot controla și nu pot avea influență negativă asupra mea. Eu sunt liber și fericit. Eu mă aprob și mă simt excelent cu mine însumi. Făcând aceste afirmații, simți cum emani fericire și radiezi lumină. Simți cum plexul tău solar se deblochează. Iar aici și acum, tu invoci mental după mine activarea soarelui tău interior, activarea puterii tale interioare. Cer ca soarele să-mi umple viața sub toate aspectele în această zi, să pot transmite acest dar prin propria mea ființă, aducând frumusețea spiritului meu și împărtășind-o lumii. Zâmbetul să-mi însenineze fața și strălucirea ochilor cu lumină, în timp ce reflectă frumusețea pe care o văd și o apreciez peste tot în jurul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele iubirii și al imensității să se înalțe în sufletul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele inteligenței, al luminii și a înțelepciunii să se înalțe în intelectul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele blândeții, al bunătății, al bucuriei, al fericirii și a purității să se înalțe în inima mea. Așa cum soarele luminos, strălucitor și viu se înalță deasupra lumii, așa și soarele sănătății, al vitalității și al energiei să se înalțe în întreg trupul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele iubirii și al imensității să se înalțe în sufletul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele inteligenței, al luminii și a înțelepciunii să se înalțe în intelectul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele blândeții, al bunătății, al bucuriei, al fericirii și a purității să se înalțe în inima mea. Așa cum soarele luminos, strălucitor și viu se înalță deasupra lumii, așa și soarele sănătății, al vitalității și al energiei să se înalțe în întreg trupul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele iubirii și al imensității să se înalțe în sufletul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele inteligenței, al luminii și a înțelepciunii să se înalțe în intelectul meu. Așa cum soarele se înalță deasupra lumii, așa și soarele blândeții, al bunătății, al bucuriei, al fericirii și a purității să se înalțe în inima mea. Așa cum soarele luminos, strălucitor și viu se înalță deasupra lumii, așa și soarele sănătății, al vitalității și al energiei să se înalțe în întreg trupul meu. Și te simți plin de lumină, radiezi putere, voință, vitalitate, forță creatoare. Energia soarelui îți intră în abdomen prin plexul tău solar, activând această chakră după modelul divin. Te simți precum un adevărat rege, regină, așa cum soarele ține la oaltă planetele din sistemul nostru solar, așa cum soarele este simbolul luminii și sursa vieții. Tu te iubești pe tine, iubești viața și toată creația lui Dumnezeu.
iar acum mulțumește pentru toate minunatele daruri primite în această meditație. Mulțumește Creatorului Suprem Primordial, ție, pentru că ți-ai acordat acest timp pentru tine. Ai făcut acest pas către autodesăvârșire. Mulțumește Soarelui și întregului Univers pentru toate aceste binecuvântări. Începând de aici și acum, tu manifesti tot ce ai afirmat și tot ce ai primit alegând în mod conștient schimbarea linii de destin. Saltul pe o nouă linie temporară s-a manifestat deja în existența și realitatea ta. Păstrați aceste imagini, sentimente, senzații pe tot parcursul zilei și a timpului ce va urma. Veți vedea că postura dumneavoastră se va schimba. Veți merge demn, asemenea regelui, reginei, ce poartă mantia pe spate și ființa ta emană, lumină, puritate, încredere, putere, precum soarele pe cerul senin al verii, pe oriunde pașii în viața ta te vor purta. Iar acum inspiră și expiră și revino încet, încet în ritmul tău, aici și acum, în prezent, și afirmă mental așa. Eu sunt actorul principal și regizorul realității și vieții mele. Strălucesc dintotdeauna sub grație divină în moduri perfecte. Eu sunt actorul principal și regizorul realității și vieții mele. Strălucesc dintotdeauna sub grație divină în moduri perfecte. Eu sunt actorul principal și regizorul realității și vieții mele. Strălucesc dintotdeauna sub grație divină în moduri perfecte. Mulțumesc! Și nu uita niciodată că tu ești unic, unică și ești special, specială și ai rolul principal în propria ta viață și ești regele, regina vieții tale. Mult succes tuturor, să vă fie de folos, oameni dragi și frumoși!